Salut! Eu sunt Bogdan și în clipul de astăzi vom filma o plită cu inducție, deci ne vedem din magazin. Ok, am ajuns în magazin, unde am decis să filmez o plită marca Electrolux. Am decis din cauza culorii mai interesante. Modele negre avem destule, dar așa ceva găsim mai rar. Modelul de față are un preț de vânzare cu 2250 de lei. O parte a panoului de comandă o regăsim în dreapta modelului, din cauza că, în partea stângă, ochiul de gătire s-a întins foarte mult ca să câștigăm o zonă cât mai mare. Pe panou de comandă regăsim următoarele: butonul de pornit, lăcățelul pentru a putea bloca tastele, funcția de pauză și butonul de a uni cele două ochiuri de pe partea stângă. Sunt modele care se pot uni și pe partea dreaptă, să creștem zona de lucru. Aici avem hașurat, iar zona de aici se continuă până în capăt, iar asta ne arată că cele două ochiuri se pot conecta între ele. La cele care nu au, e întrerupt, adică cum e pe partea dreaptă. Un alt aspect care îmi place, care m-a făcut să-l filmez, e că pentru a crește sau descrește puterea, putem glisa cu degetul, ceea ce se face foarte ușor și foarte rapid, iar pentru fiecare ochi în parte avem taste separate. Central avem și un timer, un cronometru, pe care îl putem senta să ne anunțe când au trecut cele 5 minute pentru a fierbe un nou. O vom pune în priză și vom folosi tastele pe care le are la dispoziție. Bun, am reușit să o pregătim, urmează să o punem în priză, iar ea ne va întâmpina cu niște imagini vizuale. Pănuiesc că își ajustează niște parametri. Ok, văd că nu avem niciun fel de semnal sonor. O vom porni. Ne-a pornit toate cele patru ochiuri, oarecum, și ne-a emis și un semnal sonor. Dacă stai un timp mai îndelungat cu ea, se va opri. O vom porni înapoi. Vom selecta ochiul pe care dorim să lucrăm și, cum ziceam, prin glisare pot să cresc sau să descresc temperatura. Nu temperatura, gradele. Aici avem ceasul, vom apăsa o dată pe el pentru a-l porni, iar a doua oară să creștem sau să descreștem acest timp de lucru. Pentru a uni cele două ochiuri vom folosi tasta de aici, iar când vom glisa, vor merge în paralel. Vom descrește, tot așa va fi și pe partea din dreapta. Cam asta ar fi de spus despre ea pe partea de panou. O să vă mai arăt și alte aspecte ale ei. Ok, după ce am făcut acele simulări de folosire a produsului, acum vom face și o filmare pe dedesubtul ei pentru a vedea unde este făcută și ce alte lucruri ne mai arată. După cum se vede, în partea stângă avem o etichetă unde ne arată unde este produsă, mai exact țara de fabricație Germania. Avem modelul inscripționat chiar aici. Avem puterea de lucru al plitei, 7350W. Mare atenție când o montați, aveți nevoie de o instalație foarte bună pentru ea, în ideea că un fir simplu, un fir de aluminiu, o instalație veche nu va rezista și vor apărea probleme. În partea din dreapta mai avem o schemă de montaj și ne recomandă cum să o montăm. Putem să montăm și monofazic și trifazic. O să vă las puțin să vă uitați. După cum vedeți în imagine, ne arată să folosim o șurubelniță, nici gând o mașină de înfiletat, pentru că nu simțim puterea cu care strângem. Ce mai de spus ar fi că când o montați în mobilier, partea de ventilatoare să nu fie astupate sau să aibă loc de aerisit.
pentru că dacă ea se încinge foarte repede, nu ne vom putea bucura mult de ea și tot va intra în mod protecție și va opri partea de funcționare. Ok, după ce v-am arătat schema de montaj, v-am prezentat produsul, cum se folosește, o să revin cu imagini și o să facem o probă de funcționare și o să facem o comparație ca și timp de fierbere între o plită cu inducție și o plită electrică. Să vedem care este mai rapidă. Revin imediat. Cele două vase în care vom fierbe niște apă, să vedem care merge mai repede. Acum le pun cu aproximație, că nu am cum să le măsoare exact. Aici în stânga avem o plită cu inducție, iar cea din dreapta este o plită electrică. Plus minus 100 de grame nu sunt o problemă. Vom pregăti și un cronometru. Și vom da drumul la plita cu inducție. Și o punem direct la maxim. Și vom da drumul la plita electrică. Și vom aștepta timpul de lucru. Deja se văd primii bulbuci. Aici nu suntem așa de agitați. Aici apar primele bule de apă, de aer. Aici încă e liniște. Parcă că nu avem niște macaroane. Inducție și electrică simplă. O să vă mai arăt încă un mic dezavantaj la plitele electrice. Apar și aburii. Avem 2 minute, apa fierbe destul de bine, aici totul mai lucrează, e dat pe maxim treapta 9. Nu am modificat nimic, iar acum e finalul, avem 2 minute 38 de secunde. Și am terminat. Acum o voi opri. Și ne arată că avem căldură reziduală. Dacă vom lua vasul și vom pune mâna, ne va arde. Trebuie să avem grijă. La plita electrică abia apar primii bulbuci. Și n-am pus foarte multă apă, în ideea că mi-a mai rămas vreo 200 de grame de apă, iar cantitatea este aproximativ egală. Avem deja 3 minute și 20, iar apa nu vrea să fiarbă.
Mai așteptăm. Aici s-a liniștit treburile. Se au și ventilatoarele cum funcționează. Pentru a se răci. Avem 4 minute. Iar apa noastră tot nu fierbe. Ne apropiem de final. Au trecut 4 minute jumate. Da, avem avantajul la o plită electrică că putem pune orice fel de vas. Dar căldura degajată plus timpul de lucru tare lent mă face să înclin către inducție. Îmi schimb vasele, dar termin mai repede prepararea lor, alimentelor. Revin când începe să fiarbă mai tare. Au trecut 8 minute și 10 secunde. Se văd niște schimbări. Și ne apropiem de final. E o diferență foarte mare. E de 2, dacă nu de 3 ori mai lentă. A început să apară și aburii. Aici avem și cronometru. Deja s-a răcit din cele trei linii. A mai rămas doar una, a început să se răcească și plita cu inducție. Și aici tot așteptăm încă. Cred că o să vă plictisească video cum fierbe apa. Bun, am putea spune că acest clip s-a încheiat. Au început să apară și bulbucii. Începe să fierbă tot mai tare. Și timpul final 11 minute și câte secunde vreți voi peste 50. La finalul utilizării, tot așa ca și plita cu inducție, ne apară indicatorul H, adică vasul este, suprafața plitei este încinsă chiar dacă vom muta vasul. Deci mare atenție. Bun, acesta a fost micul meu review, mica mea comparație. Sper să vă placă. E destul de complicat, a trebuit să legăm plitele, să le dăm curent, să le punem ștechere, să le punem chiar și cabluri, că unele modele nu au cabluri. După aceea, după ce le-am legat, instalația electrică nu știu cât e de puternică și am folosit ochiurile mici, de aceea și timpul de fierbere mai mic pentru ambele variante. După ce am reușit să fac testul cu filmarea cu fierberea, a trebuit să desfac totul, să am grijă cu vasele fierbinte, fierbinți, cu apa fierbinte din ele. Dar a fost destul de interesant, este destul de complicat, cu multe pregătiri. Aș face-o, dar aș mai face un review similar dacă aș avea produsul acasă. E destul de greu. Dar vă sper să vă placă, e un produs pe care nu-l vezi în fiecare zi. Îți faci o idee dacă își merită banii. Așa că dacă v-a plăcut review-ul, sper să dați un like, să vă abonați și o să vin și cu noi produse din gama de plite, cuptoare, poate și frigidere.
Vă salut, pa, pa!